Filipine pare să fie luată sub lupa ghinionului, astfel după ce mai multe persoane și-au pierdut viața în urma șirurilor de cutremure care au zguduit în octombrie statul insular. Alți 19 oameni și-au pierdut viața după ce camionul în care se aflau a căzut într-o râpă în munții din nordul țării. Camionul aparent supraîncărcat și care transporta în jur de 40 de muncitori agricoli care se întorceau de la muncă din orezării precum și saci de semințe, a căzut într-o râpă adâncă de circa 20 de metri. Potrivit primelor elemente ale anchetei, cauza ar fi o defecțiune a motorului sau a frânelor. De menționat că accidentele de circulație sunt frecvente în Filipine din cauza stării proaste a rețelei rutiere și a autovehiculelor, precum și a pregătirii insuficiente a șoferilor din transportul public.